Bine ați venit la Stax TV, material cu și despre Toyota Land Cruiser 147V8. Fac acest clip cu barba mare și cu părul mare, pentru că na, în starea asta m-a adus Toyota de când o am. Nu glumesc. Aș vrea să vă explic puțin și repede, pentru că tot timpul avem problema asta. Aș vrea să vă explic și să-mi cer scuze pentru că v-ați uitat la niște materiale neprofesionale, pentru că eu nu sunt sub nicio formă nici cameraman, nici editor, nici așa. Le-am făcut cum am putut și cum am știut eu mai bine, în așa fel încât să vă dau anumite informații. Poate să vă ajute dacă vreți să vă cumprați o astfel de mașină în clasa Toyota Land Cruiser 100. V-am arătat toate modificările sau cât am putut eu să vă arăt din toate modificările pe care le-am făcut până în momentul de față. Astăzi suntem în sfârșitul lunii februarie din 2020 și nu ajung cu modificările la ziua curentă și atunci am făcut acest mic intro să vă explic că din următorul episod ne vom întoarce cu picioarele pe pământ, adică vom reveni în zilele noastre, nici de cum să mă vedeți în tricou, afară iarnă, nu ninge, știu, dar eu sunt în vară și tot așa. Așa că din următorul episod ne întoarcem la zilele curente și am să vă povestesc ce modificări o să mai primească Toyota și ce nu trebuie să uitați niciodată pentru toți fanii Toyota este următorul lucru. Toyota nu se strică niciodată, doar se îmbunătățește, pentru că ce nu omoară o face mai puternică. Ce am făcut? Am montat Webasto, îl testăm, vedem. Toată lumea zice că o să iau foc. Așa-s prietenii mei, sunt foarte optimiști. Aoleu, cum e? Vezi? De-aia mi-am montat eu Webasto, pentru că... Uite, vezi, cu piele iarna e scaunul foarte rece și până dai tot drumul la încălzire, până una, până alta, durează. Așa am urcat o mașină, sufla direct cald. Era altă viață. Da, hai să vedem, mergem mai departe. Nu, mă nebune, n-are cum, că nici nu s-a încălzit, nici n-a pornit. Asta se aude pompa de motorină nebună, bam, 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 trage și evacuare aici. O vezi? Bam. Da, trebuie să-i fac alta, să iau, să-i pun, să-i trag înapoi, să sudez. Uite. Nebunul. Și fac rezervor aici, în față, direct. Adică bidonul ăla intră perfect, dar care avea încă 5 cm mai jos. Se închide și capota, știi? Mm-hmm. Acum încearcă să pornească fraierul de-aia, se aude așa. Îmi dă scânte. Înțeles că bujia se duce cel mai des, nu? Da, da. Se mai mișcă boletic. Da, are aer. De când n-am mai filmat pentru Toyota, am și uitat cum e să filmezi. Lumesc. Da, mergem la constatare, casetă de direcție, sau nu știu cum să o numesc. Toyota Land Cruiser 100, majoritatea modelelor cu mulți kilometri, cum am și eu, necesită schimbarea prinderilor casetei de direcție. Există un kit, l-aveți aici. Pe mine m-a costat 500 de lei, kitul, pentru prinderea casetei de direcție. La voi poate vă costă mai mult sau mai puțin, în funcție de grade. Și mergem să vedem cât costă schimbarea acestui kit de prindere și ce alte probleme mai avem la caseta de direcție. Revenim. Am fost la constatare, am constatat că n-are joc în prindere, deci acest kit l-am luat așa degeaba să fie 500 de lei, vă pun și codul aici, că poate cineva și are nevoie de kitul ăsta de prindere al casetei de direcție. Dar o să-l pun, că dacă tot l-am luat, aia e. În schimb, trebuie recondiționată caseta, curge ulei din dânsa și nu are jocuri foarte mari, dar pierde ulei. Și atunci costul reparației cu montat, demontat, schimbat, bucșe și așa mai departe este de 1300 de lei aproximativ. Am uitat să vă spun, merg înainte să dau caseta jos și la direcție, așa cum fac toți oamenii, bineînțeles.
în momentul în care vrei să schimbi caseta de direcție, te duci la direcție să reglezi geometria. Nu, eu merg pentru că avem de făcut un drum destul de lung și aș vrea să o verific înainte să fac acest drum, chiar dacă urmează să dau caseta de direcție jos și să refac geometria, dar să nu avem uzuri inegale la anvelope. Și merg și cu fratele Bălășiu, care tocmai și-a achiziționat un Land Cruiser 100, 4.2 diesel și stau roțile, așa stau roțile. Și dacă merg cu el, merg și eu. Da, ca să fie bine. Hai să vedem. Măcar la geometrie să facem ceva. Băieții ăștia lucrează împreună, Neluțu cu Cafoci, lucrează împreună de când eram eu copil, mic, aveam 7-8 ani. 7-8 ani, deci de mult lucrează la aceeași rampă de direcție împreună, eu sunt șocat. Cum să te înțelegi atât de mult timp bine cu un om? Ești sigur că are loc? Asta e mai mare ca patrul. Stau. Ia. Cum? Cred că e drept. Așa, stai de loc. Stau. Bă, de cât timp lucrați voi împreună în rampa asta aici, că-s curios? Da? A, nu mă auzi, am înțeles. Da. E problemă? Da. Nu e panic. Marie, mai trage-l puțin spre afară ca să puteți să-i scoatem cu ele. Așa am avut și la patrol, mă, e să aceleași roți. Hop. Îi dau mai în spate dacă vrei, nu e panic. Ține, mă, frate, cum să nu țin. Opresc, gata, măcar ia să scape. Băi, vreau să-mi spuneți de cât timp lucrați împreună aici, în rampa asta. Hm? Da, mă, voi chiar sunteți așa un... Bă, sunteți un exemplu de dat. Doi oameni să lucreze de atâta timp împreună. Eu nu știu cum. Ia, înapoi zici? Mult sau puțin? Mai. Da, așa e la direcție, e fun. Băieții sunt senzaționali. Tot îmi place să filmez așa POV style. Am terminat de reglat direcția pentru a doua oară. E bine să mergeți frecvent la verificat direcția, pentru că mașinile, din cauza suprafeței pe care rulează, se mai schimbă puțin unghiurile și după aia vă treziți cu anvelopele tocite pe interior sau pe exterior și nu știți de ce. Deci aș recomanda odată la 6 luni o verificare la direcție. Hai, odată pe an, na, să nu ziceți că sunt rău la 6 luni. Odată pe an, măcar. Da, pasul 2 la Coyota. Am luat o cotieră uzată, moartă, dar e aceeași culoare. Nu mai puteam cu asta. Înțelegi? O schimbăm. Vorba aia, altă viață, altă cromatică, patina timpului, e totul la fel. Nu? E totul la fel, murdar, curat, tot ce vrei. Dar nu e problemă, că e doar a doua cotieră, până la a treia mai avem. Și am și șuruburi de schimb. Și mai am și o cotieră, poate vrea cineva să o îmbrace, vorba aia. Dar e fratele Bălășiu aici, să-l băgăm și pe el în episod, că și-a luat Toyota Land Cruiser 100 și el. Vorba aceea. Hai, bă. Distrăgătoarele, bam, bam. Dă-i distrăgătoare, frate, nu mai sta, frate, că plecăm în expediție, frate, haide. Dă-i din ele, să vedem noi. Ai făcut, mă, treaba cum trebuie? Gata, mă. Ia uite-mă, se învârte, ești, mă? Și ai, mă, bobiță? Gata, mă, oprește-le, haide. Pune ștergătoarele acum drumul la și vedeți dacă e cursa care da. Trebuie. Ne ocupăm, da. Păi nu, cursa n-are cum să nu fie. E doar de poziția cum pui brațul acolo, știi? Păi adică, cum e brațul acum, ar trebui să-l pui pe parbriz, pus, strâns ușor, ridicat și dat drumul la ștergătoare. Ce trebuie, mă, să stau lângă voi să vă zic de fiecare... Băi, nu v-am arătat, stați așa, că și-a pus valii 35. Dacă tot am dat drumul la cameră. Urmai. Altă viață, nu? Altă viață. Vorba aia. Așa se știa cu Toyota-ul. Vezi? Când are unul probleme, pac, venim, îl ajutăm toți, mașinile pe stradă, nebunie. Hai de bălă că-ți montăm noi ștergătoarele, facem, țiplă, dă-i cu vaselină. Dă-i, mă, cu vaselină.
Faceți și voi la Jeep la fel, nu? Ce vaselină e asta, mă, să mă rog? Ce mai e vopsit asta? Băi, să nu credeți că a vopsit, e vaselină, mă, nu știți voi. Așa, pe răsărit? Unde e aici, mă? Răsăritul. Era un răsărit aici, în soare. Da, am luat mașina de la casetă. N-am mai făcut unghiurile, trebuie să mergem din nou, că na, am fost înainte să fac caseta, să fac unghiurile, să vedem cum stau lucrurile. Și acum mergem și după ce am reparat caseta să facem unghiurile, că vorba aia, orice lucru de 3 ori minim. Și am achiziționat și niște fețe de uși. Că am zis că ale mele nu erau chiar așa bune. Nu se vedea tapiseria, n-aveam lumini, n-aveam nu știu ce și aia. Pa, hai să le luăm. De la prieten, n-am dat bani. Dar fii atent. M-am dus și le-am văzut și zic, astea sunt, mă, gri, ești nebun? Nu sunt gri? Sunt gri, mă, frate, sunt ale mele, fii atent. Fii atent. Ce se întâmplă când deschizi la mine? Tot gri, ești nebun? Păi, ce chestie, dar când le pui una lângă alta, bă, nu mai e același lucru. It's not the same shit. Și acum încercăm să facem din două una, să vedem ce putem să facem. Am luat și a treia cutieră, care este cu prinderea bună, dar foarte, foarte jeghi, așa că va trebui să o curățăm. Deci mai am două cotiere pe spate, dacă vrea cineva, pot să-l ajut. Am și pasta, la culoare, dar cu prinderea ruptă. Am și gri deschis cu prinderea ruptă, deci așa. Și asta care e și cu prindere și la culoare și... Da, asta facem. Una alta. Schimbăm evacuarea la Webasto, fețe de uși, cotieră. Curățat, bibilit. Cam ăsta este programul și un pic de direcție, geometrie. Da, am spălat cotiera, am spălat-o așa un pic, mai bine vorba aia, o spălam cu apă, că se lua mai bine de atât. Oricum e ok, am dat fețele de uși jos, pentru că am luat fețe de uși spate, dar nu au aceeași culoare. Culmea, aș fi putut să pun și pariu că au aceeași culoare și n-au, dar le demontez și fac eu din două una. Tâși! Stâc. Gata, mă, băieți, avem lumini în fețele de uși din spate și altă piele aici. Aici este piele, nu mai e cum era. Dar e altă culoare, că trebuia să fie ca pe față. Dar nu e, dar e răul cel mai mic din ce puteam să fac. Așa că mai trebuie să caut niște piele de-astea. Oricum, nu sunt decât la primul set de fețe de uși de spate cumpărate. Așa că mai am încă două. Dar avem fețe de uși pe stoc, cotiere, vorba aceea, tot ce trebuie la băieți. Avem pe stoc, nu-i problemă. Sunt expert, a demontat fețe de uși pus la loc. Băi, mișto că după ce am pus astea, te-am zis, e totul țiplă, nu e țiplă. Trebuie să mai desfac o dată. Și am zis, hai, lasă că se potrivesc, nu se potrivesc, nu s-au potrivit. Am zis, lasă-mă că schimb măcar capacul de cotieră, al treilea capac de cotieră. Și am zis, hai să mă că-l schimb, dar zic, hai că-l schimb cu totul. N-am cum să schimb cu totul, că nu e aceeași culoare. Dar cum e, mă, că nu se clipsează aici? Nu se clipsează aici. E al model. Ești nebun? Deci! Mor, mă, trebuie să schimb toată asta cu asta, să desfac aia din două, să fac șapte. Futu-s Toyota, mătii. Am și înjurat. Îmi cer scuze. Cutia veche, zic, schimb cutia cu totul, cu toată cutia. Zic, hai că poate schimba asta. Am scos aia, cum urmează să schimb asta, să văd dacă se potrivește și... Nu mai pot. Câte modele de Toyota au existat? Că nu mai pot. Ne întoarcem la epopeea. E praf aici, filmez cu lumină. Ce nebun sunt. Da, epopeea cotiera care nu clipsează, frate. Nu clipsează, nu știam că am aici un briceag. Da, nu clipsează, scuzați jegul, n-am făcut curat, dar o să fac. Da, nu clipsează, mă. Mai am de schimbat. Nici nu știu ce, mai schimb balamaua, schimb tot. Tot, schimb. Schimb de 100 de ori, minim. Da, hai să ne apucăm de curățenie. Să o fac cu... De ce e pe asta aici? Și știți că am mai curățat o dată. Mhm. Da, am montat cotiera, cred că am mai zis asta, mă bucur teribil, am pus aici piele că n-avea, chiar dacă e altă culoare față de ce am în față, dar
avem și lumină, avem butoane, avem scrumiere, mai avem nevoie de tijele care costă 250 de lei pentru deschiderea ușilor din spate. Am curățat fețele de uși cu soluție, am curățat un pic la banchetă, acum ne mutăm la scaune. Scaunele din față, scaunele din spate, cotieră, bord, tot. Facem să fie totul țiplă, impecabilă, nou-nouță. După care, nu știu, mai facem ceva, mai schimbăm niște rulmenți, niște bucși, niște... Avem treabă.